De luni dimineață s-a închis circulația rutieră pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe tronsonul prelungirea București, Bulevardul Republicii, pentru demararea lucrărilor de modernizare. Autoritățile locale fac apel la locuitorii din zonă ca pe durata execuției lucrărilor să nu parcheze autovehiculele pe porțiunea de drum amintită, pentru a nu îngreuna desfășurarea în bune condiții a lucrărilor și pentru a nu pune în pericol integritatea autovehiculelor. Modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu implică un sistem rutier nou conform normativelor în vigoare.